先輩から来たと。Cu peste 310.000 de persoane vaccinate împotriva COVID-19 în tot județul Constanța, se află în top 3 pe țară la rata de vaccinare imediat după București și Cluj-Napoca. Tot mai mulți oameni aleg să se imunizeze în această perioadă din cauza restricțiilor, dar și speriați din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Din ianuarie anul trecut, anul ăsta, după aia a făcut apelul în februarie și acum am venit să fac a treia doză. E un scut care e foarte bun și foarte binevenit. Eu l-am ascultat pe președinte prima dată că a zis că a oprit pandemia și a zis că poate să cam nevaccinat. Și după aia, dacă a venit așa, eu cam răcesc, cam așa, și acum parcă mă simt mai bine și am zis să vin să mă vaccinez. La început am fost reticentă, dar m-au convins copiii, soțul, ei s-au vaccinat mai de mult și doar eu rămăsesem. Eu mai am și diabet, mai am și alte probleme și am tot tras înapoi. Statisticile arată că din populația eligibilă a județului Constanța, aproape 51% dintre constanțeni au ales să se imunizeze. Județul Constanța este pe locul 3 în ceea ce privește vaccinarea, cu un procent de 50,72%. Practic vorbim de peste 310.000 de constanțeni care s-au vaccinat până la acest moment. La centrul de vaccinare deschis la pavilionul expozițional a fost și astăzi extrem de aglomerat. Oamenii s-au așezat la rând încă de dimineață majoritatea pentru a primi prima doză de vaccin. Vin foarte multe persoane, peste 1300 de persoane pe zi, să se vaccineze cu unul din cele trei vaccinuri pe care le avem în stoc. Într-adevăr, sunt mai multe persoane care vin să facă prima doză de vaccin, dar la fel de multe sunt și persoane care vin să facă doza booster, deci a treia doză de vaccin. Astăzi am fost întrebat și pentru doza booster pentru Johnson & Johnson, dar care, de-abia din 8 noiembrie, se va putea face. Cel mai mic procent de vaccinare, sub 30%, se înregistrează în județele Suceava, Covasna, Bacău, Botoșan și Giurgiu.